Prin harul Domnului, Dan Maran, ajuns ieri la patul de suferință al fratelui nostru, Ovidiu Litianu, vreau să vă încurajez să nu obosim să ne rugăm pentru fratele nostru, Ovidiu Litianu. El este destul de rău, nu mai poate vorbi, doar mișcă buzele și face semn ușor cu mâna dreaptă. Din ce am petrecut cu el, înțelege ce spune, dar nu poate să răspundă sau să recunoască cine este persoana care vine la el. Dar când o vede pe sora Viorica, începe să plângă și asta îl obosește foarte tare. Are nevoie de odihnă și liniște, e sensibil la lumină și zgomot. Nu am vorbit cu el, doar l-am salutat, a zâmbit ușor și am stat în tăcere câteva minute, rugându-ne în gând pentru el. Are nevoie de rugăciune și sora Viorica, care este extrem de obosită, este la capătul puterilor. Să ne rugăm și pentru surorile care stau cu el mereu zi și noapte și familiilor din biserică care vin seara să fie cu el în casă. Vine câte o familie pe seară la el în casă. Cam atât am avut să spun. Domnul să ne asculte rugăciunile și să-i dea vindecare fratelui nostru, Ovidiu Litianu. Dumnezeu să vă răsplătească osteniala voastră, fiți binecuvântați de Dumnezeu. Cu respect și considerație, relatează Dan Maran. Fratele Maran a spus acum 10 minute, am vorbit cu sora Viorica și fratele Ovidiu Litianu se simte mai rău ca ieri. A stat cu el asistenta medicală de la spital, care a fost de la prima operație lângă el și a făcut o injecție că a avut o criză de comă. Acum e mai liniștit și doarme, tot așa în repreze scurte. Ne rugăm ca Domnul Iisus să se îndure de el. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Focus Creștin.